Merge camera. Bine v-am găsit, prieten. Dacă merg camerele, înseamnă că ajung la voi poveștile, ceea ce e minunat. Ce mai faceți? Sunteți pregătiți? Nerăbdători? Plictisiți să nu fiți, prieteni? Nu, foarte bine. Ia ascultați aici, concentrați-vă că e mai lung răvașului năsturel de poveste. Năravul celor deveniți stăpâni din munca celor simpli îi face adesea gârboviți pe cei sărmani, pe cei ce ghimpii hoției celor mari și lacom i-au atins. Și nimeni pare a nu înțelege cum nedreptatea se întinde precum o aripă de umbră a lumii care fură minte. Vă place de năsturel de poveste, că scrie serios. Năravul celor deveni stăpâni din munca celor simpli face adesea gârboviți pe cei sărmani, pe cei ce ghimpii au ajuns. Hoției celor mari și lacomi. Și nimeni pare a nu înțelege cum nedreptatea se întinde precum o aripă de umbră a lumii care fură minte. Știți, prieteni, cum se potrivește textul acesta? Sau dacă nu știți, o să aflați acum și aștept și alte idei, sugestii. Textul acesta se potrivește cu odată de mult de tot. Un stăpân al cetății a fost trezit de un strigăt. Mere de vânzare! Mere dulci de vânzare! Cine mai vrea mere de vânzare? Și stăpânul cetății, pentru că era dis de dimineață, s-a trezit așa buimac. Cine strigă în halul ăsta, în piață de... M-a trezit și se uită pe fereastră și vede într-adevăr un om care stătea lângă căruța lui, plină cu mere și lume adunată în jur, care mai de care dornic să guste, să cumpere din merele dulci, după cum zicea vânzătorul. Atunci, stăpânul își cheamă sfetnicul și spune: uite, ia de aici 5 galbeni și du-te și cumpără și tu niște mere și adumi. Da, stăpâne, sfetnicul ia cei 5 galbeni. Îl cheamă pe paharnic, vino la mine, ia de aici 4 galbeni și du-te și cumpără niște mere pentru stăpânul nostru. Paharnicul ia cei 4 galbeni și îl cheamă pe stolnic. Stolnicule, ia de aici 3 galbeni și du-te și cumpără niște mere pentru stăpânul nostru. Stolnicul îl cheamă pe străjer. Hei tu, ia de aici 2 galbeni, du-te cumpără niște mere pentru stăpânul nostru. Străjerul l-a chemat pe cel în subordinea lui și a zis: măi, ia vino, vino tu încoace. Da, să treci. Ia de aici un galben, du-te și cumpără mere pentru stăpânul nostru. Omul se duce. Se înfurie. Se uită la vânzătorul de mere și spune: auzi, știi ceva? I-ai stricat somnul stăpânului nostru și este foarte furios și pentru asta îți confisc căruța cu mere. Hai, șterge-o de aici, valea și lasă merele aici. Așa că subordonatul străjerului ia căruța cu mere, se duce la străjer și: stăpâne, pentru galbenul pe care mi l-ai dat, am reușit să mă târguie și am adus jumătate de căruță de mere. Străjerul se duce la stolnic și spune: pentru cei 2 galbeni pe care mi l-ai dat, am reușit să iau un sac cu mere. Sacul cu mere ajunge la stolnic. Stolnicul se duce la paharnic și îi spune: pentru cei 3 galbeni pe care mi-ai dat, am reușit să iau o tolbă plină cu mere. Paharnicul se duce și el mai departe la sfetnicul stăpânului. Pentru stăpânul nostru, pentru cei galbeni 4 știi pe care mi-ai dat, eu am reușit să cumpăr jumătate de tolbă de mere, atât, foarte, foarte scumpe merele. Am înțeles. Acum sfetnicul se duce la stăpân. Stăpâne, cum să zic? Știi, pentru cei 5 galbeni am putut să mă târguiesc cu vânzătorul din, știi, din piață și numai 5 mere. 5 mere am putut să cumpăr. 5 mere, a spus stăpânul mușcând cu poftă dintr-un măr. Ce scumpe mere! Dar chiar
scumpe, scumpe și câtă lume în jur. Deci oamenii o duc foarte bine. Oamenii o duc foarte bine. Ia să măriți voi impozitele. Dacă o duc așa de bine oamenii, pot plăti și impozite mai mari. Și uite așa, dragii mei prieteni, cine a avut urechi de auzit, a auzit. Cine a avut ochi de văzut, a văzut. Și cine a avut minte de înțeles, sper că a înțeles. Și dacă da, ori ba, lucrurile stau tot așa. Eu vă aștept să-mi trimiteți un mesaj la numărul de telefon mobil 0740-171-622. Ați ținut minte? Aici întrebarea. 5 galbeni dați sfetnicului, 4 paharnicului, 3 stolnicului, 2 străjerului, 1 subordonatului. Ați reținut? Copii, toate cele? Și apoi subordonatul a confiscat căruța, n-a dat galbenul, după care dă jumătate de căruță de mere străjerului, care dă un sac stolnicului, care dă o tolbă de mere paharnicului, care dă jumătate de tolbă de mere sfenicului și sfenicul care se duce la împărat cu 5 mere. Un pic de matematică e și aici și un pic de amuzament. Mai mult sau mai puțin amuzament. Pe curând, dragii mei! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor!